Două proiecte depuse autoritatea locală din Cafnic prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Unul dintre acestea este cel care vizează reabilitarea centrului civic al orașului, un proiect început în anul 2016 și care este în derulare. O sumă de bani a fost plătită din fondurile UAT Cafnic, dar acest proiect ar putea fi finanțat din fonduri naționale. Lucrăm în continuare, termenul limită de finalizare a lucrărilor pe domeniul de zona centrului este 1 iunie 2018, dar în modul cum se execută lucrările și conform graficului sper că vom finaliza mai repede aceste lucrări. Centrul civic va fi reabilitat în totalitate pe o lungime de aproximativ 700 de metri. Se efectuează lucrări pentru trotuare, drum, la pista de biciclete și la spațiile verzi. Prin acest proiect se dorește o revigorare a zonei care va avea și peste 100 de parcări. Va fi un singur sens de coborâre din direcția Budești spre Baia Sprie și în acel moment vom putea să avem și parcări. A fost singura soluție care am găsit-o ca să putem identifica locuri de parcare. În caz contrar, dacă puneam două sensuri de circulație, nu mai aveam loc pentru parcări. Cafnicari apreciază demersurile inițiate de primarul orașului, Vladimir. Speră ca în orașul lor să fie create pe viitor mai multe locuri de muncă. În ultima perioadă s-a realizat, se vede că s-a făcut ceva. N-au făcut toți primarii care au fost până acum ce au făcut copilul ăsta, tânărul ăsta. Cinste lui și bravo lui. Să meargă mai departe așa, să fim mândri de el. Văd că centrul civic prinde contur, urmează reabilitarea blocurilor și pe mai viitor mai vedem. Începe să se dezvolte datorită noului primar și sperăm să mergem și mai bine, tot datorită lui. De atitudine primarul, deci ca să fie locuri de muncă. Și pentru cei mai un pic mai în vârstă și pentru ceilalți mai tineri. Valoarea proiectului este de 2,7 milioane de lei, un proiect început cu bani din bugetul local.